Arcada a făcut un meci de coșmar la Zalău. Jucătorii lui Nicu Harabagiu au uitat acea partidă și vor să facă un joc mare în fața Stelei. Gălățenii nu mai pot recupera însă punctele pierdute la Zalău. Eșecul ăsta nu poate veni, pentru că sunt niște puncte pierdute, un meci prost, o imagine proastă făcută pentru noi și pentru club. Dar, oricum, o victorie ne-ar arăta că totuși putem să ne realizăm obiectivele propuse și putem merge mai departe să căutăm soluții. Gălățenii nu mai pot recupera însă punctele pierdute la Zalău. Conducerea clubului vrea ca în partida cu Steaua. Suntem în prima parte a campionatului și chiar dacă am greșit, se poate spune că avem și timp, dar la fel de bine avem timp pentru îndreptat, nu pentru a merge dintr-o greșeală în alta. Vom vedea. Sper, noi toți cei care suntem preajma echipei, sperăm că a fost într-adevăr un accident și ei ne vor demonstra contrariul sâmbătă. Să încerci vorba ta să ne șteargă, să ne scoate din creier ultima impresie. Dorii de la Arcada să demonstreze că se pot bate pentru titlul de campioană. Arcada și Steaua se află în stări diametral opuse. Rămâne de văzut dacă dorința de